Laura, mulțumesc. Viscolul a trecut, zăpada a rămas, mai ales pe străzile lăturalnice, unde nici până la această oră n-au pătruns utilajele de dezăpezire. Șoferii au avut mari bătăi de cap când au încercat să iasă cu mașinile din parcare, iar pietonii s-au împotmolit în troienele de pe trotuar. Cei în vârstă evită să iasă din case, mai ales că temperaturile au scăzut și se poate forma gheața. Dacă marile bulevarde au fost dezăpezite și circulația a revenit cât de cât la normal, pe străzile care fac legătura cu principalele artere se circulă foarte greu sau deloc. În sectorul 1 al capitalei, străzile laterale au cam fost uitate de utilajele de dezăpezire. În aceste condiții, șoferii care vor să nu rămână împotmoliți cu mașina în zăpadă, trebuie să ia lopata și să-și facă singur drum printre nămeți. Aici nu bagă niciodată, e în fundătură, într-adevăr că se înfundă acolo, dar poate cu unul mai mic să mai lea și la noi aici. An de zile, deci an de zile, nu e prima oară. Au venit, au băgat plugul pe aici? Nu, aici nu, astăzi nu. Nu i-am văzut și nici ieri. Deci v-au uitat? Da. Și ce faceți? Trebuie să dați singur... Trebuie să dezăpezim noi, cu lopețile, cu nisip, cu ce mai avem și noi prin casă. Alt sector, aceeași problemă. În sectorul 2, pe strada Bușteni, nici până la această oră, utilajele nu au dezăpezit toate străzile. După cum se poate vedea, zăpada este încă pe carosabil. Cu toate astea, cei mici au găsit o bucurie și în acest lucru și au ieșit la săniuși. Poți să se dea cu Sania? Să se dea, da, am scos-o și noi. Îți place? Da. De cât timp ai așteptat să dai cu Sania? De mult. Nici sectorul 5 nu stă prea bine la capitolul dezăpezire pe străzile secundare. Mai sunt doar câteva zile până încep cursurile, iar aici, pe străzile din fața școlii 132 din sectorul 5, utilajele autorităților nici nu au intrat. Tocmai de aceea vecinii de aici din zonă susțin că niciodată utilajele nu intră pe aceste drumuri. Cea întotdeauna a fost așa. Nu intră utilajele? Nu. Și cum vi se pare? Nu ar trebui totuși să intre? Ar trebui, dar ceea ce ni se pare nouă lor, nu li se pare corect. Eu n-am văzut nimic să bage, uitați. Nu. Ei câteodată bagă utilajele sau niciodată nu bagă în această? Păi câte știu, nu. Nu prea. N-am băgat. Chiar n-am băgat. Rar, rar când s-a băgat. Acum vreo 2 ani, 3 ani, dar acum nu. În alte sectoare au fost probleme și cu trotuarele de pe care zăpada nu a fost îndepărtată. Singura variantă a pietonilor era mai periculoasă, să meargă pe șosea. Nici acestea nu stau însă prea bine. Pe multe străzi secundare din sectorul 6, utilajele nu au intrat. Așa cum s-a întâmplat și pe această stradă din sectorul 6, care duce către direcția de evidență a persoanelor. Cum mergeți? Ei, nu așa de bine, nu așa de bine, nu-i bine. Mă așteptam la mai bine, curățate pe străzile laterale, cel puțin. Noi avem parcare acolo în spate și foarte greu. Când este liberă strada și trece mașina de gunoi, este imposibil să nu lovească mașinile. Oamenii în vârstă nici nu ies din casă de frică să nu alunece pe munții de zăpadă. Cum vi se pare? Spuneați că bunica stă aici, nu? Da, câteva blocuri mai... Asta dacă vrea să iasă la cumpărături... Nu iese oricum pe vremea asta. Nu se descurcă. Și așteaptă să topească zăpada? Cred.